Bună seara și bine v-am găsit. În cadrul dezbaterilor electorale avem o ediție specială în această seară. Nu de alta, dar avem un invitat de calibru, chiar un combatant important în lupta pentru obținerea unui nou mandat în Parlamentul European. Este vorba despre fostul premier al României, Teodor Stolojan. Îi spunem bună seara și bine a venit la TV Buzău. Bine ați venit dumneavoastră, vă spunem domnul Stolojan. Bună seara, vă mulțumesc. Bine ați venit la Buzău și la TV Buzău. Și vă mulțumesc pentru invitație și bună seara tuturor celor care se uită acum la noi. Dumneavoastră deschideți lista PDL pentru europarlamentare. Suntem convinși că veți câștiga un nou mandat. Asta este clar. Acum, indiferent ce ar spune orice analist politic sau ce ar dori adversarii dumneavoastră, e mai mult decât eligibil. Da, se pune problema până la ce număr ar fi lista de candidați eligibilă. Așa este, dar să știți că avem candidați foarte buni. Acest lucru este dovedit de activitatea în Parlamentul European și a mea și a doamnei Monica Macovei, care este pe locul 2 pe listă, și a domnului Traian Ungureanu, Marinescu Marijan. Sunt europarlamentari care au fost evidențiați în Parlamentul European. Cea mai importantă activitate în Parlamentul European este să fii raportor al Parlamentului European, conduci procesul legislativ pentru un proiect de reglementare europeană. Și aici parlamentarii noștri, membri ai Partidului Democrat Liberal, au fost de 60 de ori raportori ai Parlamentului European în 5 ani de zile, spre deosebire de toți ceilalți europarlamentari PSD, PNL, care au avut în total numai 36 de rapoarte. Avem însă și o platformă electorală foarte clară în care noi spunem foarte limpede care sunt temele europene importante și care e poziția pe care noi dorim să o promovăm în Parlamentul European. Și vă pot spune într-o singură propoziție: promovăm, susținem interesele cetățenilor români ca cetățeni europeni și ale României ca stat membru al Uniunii Europene. Și dați-mi voie să spun că îmi pare foarte rău, pentru că, iată, putem discuta aici despre temele europene, în schimb observăm că la nivelul țării, pe posturile naționale de televiziune, 3 indivizi, Ponta, Antonescu și Elena Băsescu, pur și simplu au deturnat întreaga campanie electorală. Ei și-au pus chipurile pe panouri, dar ei nu candidează pentru Parlamentul European. Și în România, în loc să discutăm, iată, această problematică europeană care e importantă pentru România, noi discutăm fel de fel de teme paralele. De ce nu l-a adăugat și pe președintele Traian Băsescu în ecuația asta? Din păcate, și el s-a lăsat antrenat în această... în acest joc care nu are legătură cu campania electorală pentru Parlamentul European, deși a făcut o declarație publică că el dorește să vadă teme, dar practic prin unele luări de poziție care le-a avut și în ultima perioadă, asistăm la un meci între dânsul și Ponta, care, repet, nu are legătură cu ceea ce trebuie să discutăm. Uitați, avem o platformă electorală. În această platformă electorală avem o prioritate care se cheamă renoirea industrială a României și a Europei, pentru că Uniunea Europeană și-a dat seama în această criză că țările care au reușit să aibă, să mențină o bază industrială puternică, au trecut mai ușor prin criză. Dacă ne uităm la județul Buzău, cu totul întâmplător, ieri un ziar financiar central a publicat o pagină întreagă despre județul Buzău, pe care eu am citit-o cu mare atenție. Și, practic, sigur că dacă luăm municipiul Buzău, aici lucrurile din punct de vedere industrial stau mai bine. Dar în restul județului e prăpăd. Râmnicu Sărat, de exemplu, e la pământ și alte orașe. Da, bazine mari cu un număr extra... cum să zic, foarte, foarte mare de șomeri. Exact, da. Să știți, de șomeri, da. Chiar și în condițiile în care municipiul Buzău, industria, să zicem, mai funcționează,
pe ansamblu, județul are un șomaj mai ridicat decât media economiei și ceea ce e mai îngrijorător este că la tineri, județul Buzău este înregistrat cu aproape 3.000 de tineri șomeri. Ori iată, ceea ce este important pentru România acum este să se poată prezenta în fața Uniunii Europene cu o viziune cum vede pentru România această reînnoire industrială. Și Uniunea Europeană e dispusă și alocă fonduri europene în acest scop. Iată problemă care ar trebui dezbătută în această perioadă. Bine, domnul premier, cu tot respectul, dar și în guvernarea PDL șomajul era la cote alarmante. Era, dar eram în mijlocul crizei. Nu uitați, 2009-2010 a fost o cădere masivă de activitate economică și totuși în urma măsurilor luate, așa cum au fost ele dureroase, în 2011 a fost reluată creșterea economică. Dar astăzi suntem în 7 mai. S-au împlinit 2 ani de când e această guvernare PSD-PNL, acum mai nou doar PSD, și rezultatele sunt decepționante. De ce? Pentru că acum câteva zile Institutul Național de Statistică, deci nu noi spunem, Institutul Național de Statistică a publicat date care arată că puterea de cumpărare a românilor astăzi e mai mică ca în timpul crizei. 2. Șomajul este mai mare. Deci, iată, numai 2. Deci avem creștere economică care e indiscutabilă, dar ea nu se regăsește la oameni, nu se regăsește la firme. Acest guvern a fost nevoit să majoreze sau să introducă 35 de impozite și taxe noi. Și uitați-vă, pe 25 mai sunt alegerile pentru Parlamentul European, dar tot pe 25 mai se plătește prima tranșă la impozitul pe construcțiile speciale introdus de această guvernare PSD-PNR. Aici discutăm silozuri, solarii, sere, nu mai vorbesc de infrastructura, de drumuri, de baraje, de diguri, de tot ce vreți dumneavoastră, toate astea se vor răsfrânge negativ. Deci iată teme importante. Spuneam, o altă prioritate a noastră din platforma electorală este ca România să fie acceptată cât mai rapid în spațiul Schengen, adică din România să te poți duce până în Spania fără să te întrebe cineva la graniță când treci dintr-un stat membru în altul. Ori aici, din păcate, acea încercare de lovitură de stat din iunie 2012 a dărâmat acordul de principiu care guvernul PDL l-a obținuse de la statele membre de a intra întâi, dacă vă amintiți discuția, să intrăm întâi în spațiul Schengen în 2 pași, cu frontierele aeriene și cu cele maritime, după care cu cele terestre. Noi am fost, de exemplu, am vizitat uzinele Ford din Craiova, care e un mare exportator de auto, și uzinele Dacia-Renault. Sunt 350 de tiruri care zilnic se duc spre granița de vest și se întorc. Pierd acolo timp și bani din cauza acestui fapt că România nu e în spațiul Schengen. Dar faptul că România nu e în spațiul Schengen ne deranjează și în tot ce înseamnă Dunărea. Pentru că Dunărea e frontieră între noi și bulgari. Oricât timp Dunărea e frontieră, avem o zonă de sărăcie de-a lungul Dunării. Deci, vedeți, sunt teme importante. Ca să nu mai vorbesc de drepturile românilor care lucrează în afară, fie ca muncitori sau lucrători, fie românii care studiază în afara țării. Amintiți-vă ce nebunie începuse în Marea Britanie vis-a-vis de studenții români de acolo, cărora dintr-o dată a fost acea isterie declanșată la 1 ianuarie 2014 că o să fie o navală a românilor. În Parlamentul European, doi colegi de-ai mei, membri ai PDL-ului, au inițiat o rezoluție care a însemnat o hotărâre politică a Parlamentului European de condamnare a unor asemenea atitudini din partea unor state membre de a introduce restricții față de ce? Față de dreptul cetățenilor români ca cetățeni europeni de a circula liber în spațiul european. Bun, dar ați avut-o și o aveți în continuare pe Angela Merkel acolo, în sensul ăsta cu Schengen, adică e un actor important în decizia aia.
Să știți că din partea Germaniei, la vremea respectivă, și a Franței, am avut acordul. Necazul acum e cu Franța, care e cel mai mare oponent. Franța condusă, după cum știți, de un guvern socialist și mai rău, au numit acum recent un prim-ministru care a fost ministru de interne înainte de a fi prim-ministru și care are o atitudine extrem de refractară față de români. El, ca ministru de interne, a dat niște declarații cu totul și cu totul inacceptabile vis-a-vis de români, de cetățenii, de etnie roma din Franța. De fapt, problema, uite, venim din nou, vrând nevrând, vedeți, venim la o nouă prioritate din platforma noastră electorală. De aceasta vă spun că îmi pare rău că în această campanie electorală noi nu discutăm despre aceste probleme. Avem ca o prioritate problema romilor. Există o tendință în Uniunea Europeană, în alte state membre, ca această problemă să fie plasată pe umerii României și ai Bulgariei. Când, de fapt, e o problemă europeană. În Uniunea Europeană sunt între 10 și 12 milioane de romi care nu trăiesc numai în România. Sigur, la noi poate sunt mai mulți și în Bulgaria, dar ceea ce vrem noi să facem acolo este să determinăm Parlamentul European și celelalte instituții europene să adopte o strategie europeană și fiecare stat membru să înțeleagă că acolo unde sunt romi, problema nu e să îi urci într-un avion sau mai știu eu ce, să îi trimiți nu știu pe unde, ci problema e să încerci să iei măsuri și să faci ca și romii să se integreze economic, social în viața comunităților unde se află. Din ce ați constatat noastră, pentru că problema asta cu romii este de ani de zile. Categoric. Nu este de ieri și de astăzi. Cam în ce stadiu ne aflăm cu demersurile? Într-un stadiu foarte prost, în sensul că Uniunea Europeană a alocat sute de milioane de euro, inclusiv România a avut fonduri foarte mari la dispoziție, dar s-a creat și aici, dacă vreți, o rețea care spune că reprezintă interesele romilor, dar de fapt banii se opresc în aceste rețele și n-ajung la romi. De aceea, în platforma noastră electorală, noi am propus Comisiei Europene ca să facem o evaluare foarte rapidă în toate țările, dar foarte riguroasă, ce s-a întâmplat până acum cu sutele de milioane de euro alocate pentru integrarea romilor. Și în funcție de concluziile acestei analize să putem într-adevăr să găsim o formă de programe, de strategie europene care să ajungă la nivelul, cum ar zice, romului de rând. Da, dar bănuiesc că sunt foarte multe state care sunt reticente în privința. Categoric. Înseamnă că lupta este una așa de... Și nu numai că sunt reticente, dar tot timpul există această tendință de a deplasa problema spre România, spre Bulgaria, deși acum a apărut, în, mai ales în ultimii 2-3 ani, și fenomenul acesta al imigrației ilegale. Ați văzut în special Malta, Franța, dar și Grecia și Italia, spre deosebire de noi, care avem granițele foarte bine controlate, la dânsii mai complicat cu controlul acesta de frontieră. Deci, să spunem așa, s-au cuplat mai multe tensiuni. Romi, pe de altă parte, imigrație ilegală. Deci avem nevoie, iată, și acest lucru e o altă temă europeană, avem nevoie de o politică europeană privind imigrația. Da, e bine că faceți această precizare, pentru că, mă rog, din informațiile pe care le-am avut noi de-a lungul timpului din mass media, evident națională, noi credem că, dom'le, să luptă cineva și România să luptă. Și pe acolo e tendința asta, hai să facem ceva, să rezolvăm la nivel european. E bine că veniți cu informația asta din interior, știți foarte bine, și că ne spuneți pe românești, dom'le, e lung drumul până când o să scăpăm de patalamaua asta. Categoric.
destul de greu aia. Și discutabilă, pentru că dacă spuneați că sunt 12 milioane de romi în toată Europa. Da, între 10 și 12 din milioane. Din păcate, putem să recunoaștem că cei mai mulți care creează probleme sunt cei de aici. De prin bun, sunt 1,5 milioane la noi. De fapt, s-au declarat la recensământ vreo 700-800 de mii, dar... Noi știm că sunt mult mai mulți, da? Hai să spunem dublu, 1,5, dar totuși sunt 10-12 milioane, estimarea Comisiei Europene. Într-adevăr, e o problemă pe termen lung, nimeni nu contestă acest lucru. Dar, iată, o altă prioritate, tot din platforma noastră electorală, e legată de fondurile europene. Să știți că multe din problemele României pot fi rezolvate cu aceste fonduri europene. Și vă dau iarăși un exemplu concret, de fapt e și o prioritate în platforma noastră, e vorba de tineri. Deci România are un șomaj, să zicem, relativ mic față de media Uniunii Europene. Noi suntem în jur de 7%, în timp ce media Uniunii Europene e la 10%. Dar la șomajul în rândul tinerilor suntem deasupra mediei europene. Noi suntem undeva la 24%, ei sunt la 22-23%. Avem trei regiuni, vă rog să rețineți, trei regiuni din România în care șomajul la tineri depășește 25%. Și județul Buzău se află în regiunea Sud-Est, care este una din cele trei regiuni cu șomaj la tineri peste 25%. Și aici, de ce spun acest lucru? Pentru că Uniunea Europeană a luat o decizie foarte importantă. Și anume, pentru aceste regiuni cu șomaj peste 25%, a alocat bani europeni pentru locuri de muncă pentru tine. România are alocați 106 milioane de euro, la care trebuie să mai adauge dintr-un alt fond european tot 106 milioane de euro, deci în total 212 milioane de euro, pentru a crea locuri de muncă pentru tineri în aceste regiuni. Acest guvern n-a făcut încă nimic. N-a lansat programe, a discutat ceva la televizor, dar nu avem nimic concret. Și pe guvernarea PDL s-a făcut ceva concret? Ele sunt, ca să facem o comparație. Această măsură s-a luat în anii 2014, numai pentru anii 2014-2015. Deci nu a existat acest fond. Bun, n-a existat fonduri europene. Atunci vă întreb vis-a-vis de fondurile naționale, la, de programe naționale, da, pentru, bun, crearea aici, de locuri de muncă pentru tineri. Da. Sigur că sunt și alte fonduri europene care stimulau crearea de întreprinderi mici și mijlocii. Și aici știți foarte bine, iată, guvernul Ponta spune că, dom'le, noi ne-am străduit și am accelerat. Așa este, au accelerat, dar pe ce? Pe lucrările contractate în timpul guvernării PDL și a căror execuție a fost temporizată. A mers acum, să zicem, a început să meargă mai mult acum. Dar iată, în aprilie, e știre de presă, guvernul Ponta n-a mai încasat aproape nimic pentru că nu are facturi ce să depună. Facturi de lucrări executate, nu are ce să trimită la Bruxelles. Domnul Stolojan, aici nu cred că, iată, prin reprezentarea pe care o ca și partid, destul de important la nivel de Parlament European, ați militat pentru astea, fondurile acestea, pe care n-au reușit cei de la USL să le atragă. Ați militat în Parlamentul European? Că până la urmă e interesul României. Da, pot să vă spun ce am făcut eu, de exemplu, pentru că așa putem discuta despre toată delegația. Dar vă spun exact ce am făcut eu, de exemplu. În afară de fondurile europene alocate direct unei stat membru, să zicem României, există și fonduri europene care pot fi accesate direct la nivelul Comisiei Europene sau Comisia Europeană poate fi sezizată de o anumită situație dintr-o țară și atunci sunt fonduri cu diferite destinații. Când au fost inundațiile, nu astea de acum, cele care au fost, dacă vă amintiți, în nord-estul țării, afectaseră județul Suceava, județul Iași, județul Botoșani. Au fost acum 2 sau 3 ani, da? Am invitat atunci președinții de consilii județene în Comisia de Buget, eu sunt membru în Comisia de Buget a Parlamentului European, și care și-au susținut cauza în fața Comisiei de Buget
Și atunci România a obținut câteva milioane de euro bune pentru a reface podețe distruse, drumuri distruse de inundații. Deci atât o acțiune concretă care a permis, să zicem, să răspund la o anumită situație de urgență creată în România. Dar pentru fondurile astea de care spuneați dumneavoastră, pe care se chinuie să le atragă guvernul. Din păcate, guvernul, pentru fondurile astea, problema este în România, unde guvernul trebuie să poată să declanșeze programele cu firme sau cu autoritățile locale care să execute. Necazul știți care este? Necazul este că în România, de exemplu, cei mai mulți bani îi pierdem exact în locul unde avem cel mai mare nevoie de, pentru infrastructura de drumuri. Ne-am încurcat grozav cu aceste autostrăzi, cu licitații pentru studii de fezabilitate, cu licitații pentru construcții de autostrăzi. Neclaritatea care au avut-o guvernele, și aici vă dau dreptate, nu este vorba numai de acest guvern, dar din păcate acest guvern excelează în neclaritate. Iată, suntem în situația în care acest guvern nu e în stare să prezinte prioritățile pe autostrăzi care să fie acceptate de către Comisia Europeană. Comisia Europeană ne spune foarte limpede, autostrada Pitești-Sibiu este prioritară. Terminați odată cu culoarul ăsta 4, nu Nădrag, Nădlag, Arad, Deva, Sibiu, Pitești până la mare, concentrați resursele și terminați. După care, sigur, puteți să faceți și altele. Nu, acest guvern vine, ați văzut, domnul Dragnea vrea autostradă București-Alexandria. Nu se poate discuta așa cu Uniunea Europeană. Ori ei, dacă se duc acum și au prezentat un nou program pentru folosirea fondurilor 2014-2020 la Comisia Europeană, n-au prevăzut ca prioritate iarăși Pitești-Sibiu, vor avea obiecții pe partea aceasta exact care ne doare de infrastructură, de transporturi. Deci, din păcate, atunci când fondurile europene sunt alocate pe țară, răspunderea este deja a țării. Exclusivă? Că au și cei de la PSD, de exemplu, au europarlamentari și bănesc că nu vă dați doar bună ziua și la revedere. Noi ne-am bătut în momentul în care s-au aprobat regulamentele de folosire. De exemplu, vă dau și aici un exemplu. S-a spus acolo că statele membre care au acorduri de asistență financiară cu FMI, cu Comisia Europeană, beneficiază de o creștere cu 10 puncte procentuale a cotei de cofinanțare din fonduri europene. Deci noi la Fondul de Dezvoltare Regională avem 85% finanțare europeană, trebuie să dăm 15% finanțarea firmelor sau autorităților locale. Având acordul de asistență financiară, putem urca cota de la 85% la 95%, deci efortul țării să fie doar 5%. E, în regulamentul, în legislația europeană, cineva băgase o șopârlă, cum zicem noi, adică statele membre cu acorduri de asistență financiară de tip preventiv, cum are România, nu li se aplică asta. Ori acolo, în Parlamentul European, noi, deputații din partea PDL-ului, am sezizat acest lucru și, dacă vă amintiți, conducerea PDL-ului a avut o întâlnire cu domnul Ponta și eu i-am spus personal domnului Ponta, domnule, uite despre ce ni se face. Aici vreau acolo să ajung, domnul premier, pentru că sunteți foarte apreciat ca și finanțist, da. Sunteți acolo în Parlamentul European și până la urmă, dacă eu așa am înțeles, dar, domne, interesul cetățeanului, interesul românului în Uniunea Europeană, dacă ăsta ar fi, până la urmă, un sfat de la dumneavoastră sau ceea ce spuneți dumneavoastră fiind acolo la, în miezul problemei, ar trebui să fie luat în seamă un astfel de sfat. Acest lucru l-am și făcut. S-a întâmplat, în exemplu pe care vi l-am dat și împreună cu guvernul, noi am reușit să scoatem o asemenea prevedere. Dar, încă o dată, nu poți în Parlamentul European fiind să influențeze execuția lucrărilor în România. Pentru că eu vă pot spune dumneavoastră următorul lucru. România e deficitară la ora actuală
De ce construim autostrăzi cu cel mai scump cost din, cel mai mare preț din Europa? Pe scurt, ca să avem mai mult de furat. Așa este una. Doi, că din păcate n-am avut atâta minte în anii 90, 91, 92 să desenăm pe hartă autostrăzile și să spunem, aici nu se restituie nimic. Pentru că la ora actuală o bună parte din ceea ce spunem noi că e costul autostrăzilor e de fapt prețul plătit deținătorilor de terenuri. Și este normal dacă e proprietar de teren să-l despăgubești la prețul pieței. Deci iată, multe lucruri sunt care sunt adunate. Dar vă dau un alt exemplu. Ceea ce nu face acest guvern, din păcate. Avem fondurile alocate agriculturii. 10,6 miliarde de euro subvenții directe pe hectar, plățile acelea, 8 miliarde fonduri de dezvoltare rurală. Domnul Daniel Constantin, ministrul agriculturii, avea obligația să discute cu fermierii cum să folosească, pentru că sunt aceste fonduri, pentru că sunt o serie de opțiuni pe care reglementările europene le lasă. De când au fost deschise fondurile astea? Poftim? De când sunt la dispoziție fondurile? Din 2014 până în 2020. Și sunt reglementările europene aprobate în Parlament de noi și cu sprijinul comisarului Cioloș, care e român și care când a gândit aceste reglementări, proiect de reglementări, a avut în vedere și specificul României. Și, spre exemplu, ceea ce trebuia să discute acest domn Daniel Constantin, ministrul agriculturii, vrem, de exemplu, la tineri. Reglementările europene încurajează tinerii să intre în agricultură sau să preia exploatații agricole de 5 hectare, de 10 hectare. Și li se poate da o subvenție pe hectar mai mare decât la restul celor care dețin terenuri agricole și le lucrează. N-am văzut o asemenea dezbatere. L-ați auzit poate pe domnul ministru spunând la televizor că tinerii care vor să intre în agricultură pot primi din fondul de dezvoltare rurală, dânsul spune 50.000 de euro ne-am gândit să dăm noi în România. Reglementarea europeană prevede până la 70.000 de euro. De ce domnul ministru vrea să dea numai 50.000 de euro? Zice, ca să fie mai mulți. Păi nu așa se judecă. Se judecă că a porni o fermă un tânăr înseamnă să iei în arendă niște hectare, înseamnă să faci niște cheltuieli. Deci, dacă reglementarea europeană îmi dă dreptul la 70.000, lasă-l, domnule, la 70.000. Nu te-a pus să... Știți, era ca la... Dumneavoastră, sunteți mult mai tânăr, n-ați apucat cozile la lapte înainte de 1989. Da. Mergeam, că eu aveam copii mici, la un moment dat începea, domnule, dă-i doar câte o sticlă, nu 2 litri, dă-i la o sticlă să ajungă la toți. Păi, nu faci nimic în felul ăsta, știți? Da, era mai bine atunci cu cartela, că nu se certa nimeni. Da. Bun, înainte de la o scurtă pauză de publicitate, e bine că ați revenit la tema legată de tineri. Noi vorbim aici tineri care se investesc în agricultură. E o categorie totuși, una care a făcut carte, da? Care s-a interesat sau știe cât de cât ce înseamnă o economie sau, mă rog, cum să face o afacere. Pentru că aici mi-ați dat ocazia, vorbind din nou despre tineri, să vă supun atenție un lucru foarte simplu. A spus și dumneavoastră foarte bine, 3.000 de tineri șomeri la nivelul municipiului. Înregistrați. Da, la nivelul județului. Că ei, de fapt, poate sunt mult mai mulți. Cu atât mai mult, cu cât, ceea ce urmează să vă zic, nu o să vă șocheze, deci asta este realitatea. Acum 2 zile s-a organizat o bursă a locurilor de muncă pentru tineri. Așa. Știți câți șomeri tineri au participat? Dați așa o cifră să vedeți ce interes au tinerii să se angajeze. Vreo 200. Oh, mult. Prea mult. Înjumătățiți cifra. 100. Deci despre ce vorbim? Da. Sau despre ce mai vorbim? Că într-adevăr vorbim de media aceea care e la nivel european mai mare. Dar trebuie să gândim și de partea cealaltă. Dar câți tineri mai sunt interesați să muncească așa și să ducă, să caute, să se zbată? Bun. Dar și noi vedem ce se întâmplă în societate, domnul premier. Da, dar asta înseamnă totuși că undeva cineva îi alimentează. Știți să alimenteze dacă și aici ajungem mai jos, adică ce au făcut în școală, ce au făcut la școală. Bun. Da?
Să știți că prioritatea noastră în platforma electorală se cheamă educația și tineri. Asta îmi place cu educația, pe cuvânt. Așa. Întâi trebuie să educăm și după aia să le oferim locuri de muncă. Și aici vreau să vă spun iarăși că... Dar nu generalizăm. Nu. Da. Și aici există fonduri europene pentru a încuraja și tinerii, nu numai... Eu am dat exemplu, sigur, că discutam de fondurile pentru agricultură, dar sunt fonduri care să încurajeze tinerii să înceapă o activitate. De exemplu, sunt câteva programe care, iară, nu sunt neapărat alocate pe țări. E programul Erasmus. Au fost foarte mulți tineri încurajați să înceapă o afacere, să... Bun, nu pot să te refer la toți tinerii încurajați să meargă, să vadă cum e în alte state membre ale Uniunii Europene, dar sunt asemenea tineri. Sunt și de la Buzău, da. Dar până la urmă trebuie să privim și partea asta, problema societății. Educația legată de tineri și să nu ne mirăm, apropo de cei de exemplu, care pică pe capete la bacalaureat, ce să ducă să muncească ce? Să știți, se finanțează acum... Ce să-i oferi acelui tânăr? Se finanțează școli profesionale și se finanțează... Există bani special pentru a finanța exact tinerii care au terminat o școală, dar n-au nicio meserie. Pentru a face ceea ce se chema pe vremuri ucenicie la locul de muncă. Da. Bun, haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim și mai atingem și alte teme. Venit a doua parte a emisiunii noastre, în care îl avem ca invitat pe fostul premier al României, Teodor Stolojan. Este cel care deschide lista PDL pentru alegerile europarlamentare de pe 25 mai. Prezent astăzi la Buzău, mâine în Râmnicu Sărat, înțeleg? Așa este, da. Da? Cum a fost vizita de astăzi la Buzău? Interesantă, pentru că... Apropo de interesantă, mă interesează să știu întâlnirea cu cetățenii simpli. Da, spuneam interesantă pentru că eu am mai fost prin Buzău, dar cu ani în urmă, cu diferite prilejuri și campanii electorale. Da, mi-aduc aminte. Uite, pe platou ăsta era cu Traian Băsescu, ce vremuri, cu Preda, ce frumos. Ce era scena aia? Așa în spate este, la exact, mi-aduc aminte. Da. Da, impresia mea și nu numai a mea, și impresia candidatului nostru pentru președinția României, domnul Cătălin Predoiu, care este buzoian, este că s-a schimbat foarte puțin acest oraș. Și... Făceam comparații astăzi cu orașe unde au fost primari ai Partidului Democrat Liberal, de exemplu Alba Iulia, un oraș cu o populație mai mică și cu un potențial mult mai mic decât județul Buzău, arată ca un oraș occidental. Nu mai discut de Arad sau de Brașov, sigur putem spune că Brașovul întotdeauna a fost ceva mai deosebit decât multe, multe orașe, dar transformarea e incredibilă din ultimii, 7-8 ani. Ia, poate că transformarea vine nu numai din atitudinea gospodărească a edilului, ci și din elanul care este dat de cetățeanul categoric, din zona respectivă. Categoric, noi vorbim de două zone diferite. De exemplu, Buzău, județul Buzău, se știe că a tras foarte puține fonduri europene comparativ cu alte județe. Cu alte municipii, de exemplu. Ori acest lucru se simte. Uitați-vă la blocuri. Dacă până și în Târgoviște, unde m-am născut eu, procesul acesta de anvelopare a blocurilor e mult avansat. Ori aici, dacă te uiți, se vede că lucrurile avem două blocuri. Stagnează. Adică... Și e un proiect cu 68 de blocuri. Să sperăm. În așteptare, cu fonduri europene. Vreau să spun, alte municipii sunt mult avansate și una din problemele majore ale Buzăului, ale municipiului, este că nu a atras fonduri europene. Chiar deloc. Sunt atrase fonduri, sunt proiecte. Foarte puține comparativ cu alte foarte puține, da, sunt de acord județe. Cu dumneavoastră. Ne-am întâlnit cu oameni. Uitați, am fost într-o piață, nu știu cum se... E o piață de produse, nu de alimente, e o piață de... Aici în municipiu, nu? În municipiu. Așa, în municipiu. Cea de mărfuri industriale, da. Păi, mulți vânzători, și cât am stat noi acolo, eu n-am văzut pe cineva cumpărând. Da, m-a întrebat unul, nu știu ce, dar eu n-am văzut pe cineva cumpărând.
Deci puterea de cumpărare se vede că e slabă. De fapt, județul Buzău are salariu mediu cam cu 200 de lei sub media țării. Deci se simte imediat. De fapt, discutam cu dumneavoastră în pauză că Ziarul Financiar, făcând o pagină despre județul Buzău, a pus o întrebare doamnei prefect ce fel de investiții străine sunt în județul Buzău și dânsa nu știa nimic. I-a trimis la Banca Națională să se intereseze. Oricând autoritățile locale nu prea cunosc nici ce este în județ, e complicat. Și tot la pauză vă spuneam că poate că întrebarea trebuie adusă și mai departe, adică nu, sunt sigur că trebuie adusă la Consiliul Județean, la primărie, acolo unde într-adevăr se rulează bani. Foarte da? Bine, deci doamna prefect trebuia să-i trimită și... doar nu la BNR. Da, dar să explice până la urmă. Categoric. Elegant, dar la Consiliul Județean vă dau un exemplu. Dumneavoastră v-a spus domnul Predoi, că înțeleg că astăzi domnul Predoi a aflat foarte multe lucruri despre Buzău. Așa este. Între timp, adică da. Vine rar, dar când vine, domne, află toate. Deci din 30 în 30 secunde, îmi pare rău că n-a venit alături de dumneavoastră în această seară da. Candidatul pentru prezidențial al PDL, Cătălin Predoi, pentru că l-aș fi întrebat. Bine, în conferință de presă nu mai avea niciun rost. Da, da. Dar l-aș fi întrebat de ce a pronunțat de atâtea ori numele Boșcodeal. La un moment dat aveam impresia că al nostru primar candidează pentru Palatul păi, Cotroceni. Vă spun eu de ce a pronunțat. Sau a fost acea, în ghilimele, frustrare da. Că fiind buzoian, domne, să vadă frustrarea nu în sensul ăla nu, chiar pe problema este că domnul Boșcodeală este primar aici de vreo 20 de ani. Ori în condițiile în care Buzău a bătut pasul pe loc, ca să nu spun că a pierdut în competiția cu alte reședințe de județ, păi eu compar cu Târgoviștea, care a fost un județ mai slab decât județul Buzău, dar Târgoviște arată foarte bine acum. Ori Boșcodeală, primar aici de 20 de ani... Da, așa... primul mandat cred că a fost bun, nu? Bun, știu eu. Că a fost de la... A fost... Acum, dacă știți cum a fost e, de la Partidul Democrat, că primul da. Mandat l-a câștigat. A, de asta ziceam, doamnă, nu, nu, nu știam istoria asta, dar... Da, a avut mai multe transformări. Poate că buzăienii acum vor încerca și cu alt primar în 2016. Din câte îmi dau eu seama, domnul Stolojan, nu prea. Asta vor cetățenii, cei care merg la vot. Bun. Da? Cei care acum, merg la vot. Eu nu contest... Exercițiul democratic, da? Exercițiul democratic și faptul că buzăienii de 20 de ani îl tot aleg pe Boșcodeală. Bun, îl aleg pe Boșcodeală, iată rezultatele însă... Vreau să vă zic din zona Consiliului Județean și apropo de fonduri europene care pot fi atrase. Și vă întreb așa, o curiozitate ca simplu cetățean. Avem o maternitate inaugurată fictiv, zic eu în ghilimele, așa, de ochii presei într-o campanie electorală în 2012 de fostul președinte al Consiliului Județean, Victor Moca. Care nu funcționează nici astăzi. Da, deci se împlinesc 2 ani. Acum sărbătorim 2 ani de când s-a inaugurat maternitatea în care nu a născut nimeni. Totuși au trecut 2 ani. Dom'le, dați-le o soluție pentru cei de la Consiliul Județean. Cum poate să facă? Soluția sunt, iată, fonduri europene pot fi folosite. Că să chinuie, eu domne, nu știu să chinuie ce lipsește. Am văzut că e clădire, am și trecut pe lângă aparatura, ea. Domne, n-au bani de aparatură. Deci aparatura poate fi achiziționată cu fonduri europene. Dar trebuie să se zbată pentru acest lucru. Numai că, din păcate, la asta se pricepe foarte bine PSD-ul, la minciună. Iată, taie pamblica cu 2 ani. Președintele este liberal, președintele Consiliului Județean. Păi, acum știți cum e, liberalii nu mai știți ce sunt, s-au unit cu PSD-ul. Nu, că la Buzău știți că la Buzău da. USL-ul funcționează. Da. În da. Interesul cetățeanului, evident. Păi, stați puțin, e un fel de a zice. Da, un fel de a zice. Da. PSD-ul împreună cu PNL-ul da, au da. Încercat lovitura aia de stat în iunie 2012. PSD-ul împreună cu PNL-ul au încercat marțea neagră cu modificările la codurile penale ca să-i scape, iată, pe atâția președinți de consilii județene cu probleme penale. Domnul ministru Chițoiu, liberal, a majorat și a introdus 35 de impozite noi, inclusiv această nenorocire de impozit pe construcțiile speciale.
Deci liberalii, foarte complicat pentru ei acum, pentru că ei la nivel central, domnul Antănescu a făcut un duș și zice că acum îl înjură și îl spune numai rele despre domnul Ponta, cu care era mână în mână până nu de mult. În schimb, pe plan local, PNL-ul e în continuare mână în mână cu PSD-ul. Din câte am înțeles, sigur nu cunosc toate dedesubturile aici la nivelul județului, dar am înțeles aici că PNL-ul a bătut palma cu PSD-ul chiar în această... continuare, nu. În deci campanie electorală, da. Bine, sunt alegeri parțiale în patru localități și acolo e altceva. Deci au posibilitatea să folosească fonduri europene pentru a înzestra spitale cu echipamente. S-a făcut acest lucru în alte... Sunt convins că o să vă mulțumesc pentru sfat. Da. Vreau să afle de la un finanțist adevărat. Da. Dar vestea este că o să ne împrumutăm noi cu toții, da, din banul public, ca să achiziționăm aparatură medicală. Se poate face acest lucru și să se recupereze banii. Numai că, fiți atenți, dacă PSD-ul aici și cu PNL-ul se împrumută din bani publici și fac achiziția cum trebuie, Da. Nu se califică pentru fonduri europene, pentru că ca să poți să recuperezi acești bani din fonduri europene, trebuie să faci achiziție publică respectând reguli de transparență, curată, da, da. Nefăcând caiete de sarcini cu dedicație. Cu dedicație și așa mai departe. Că asta e greutatea. Banul european se poate fura și aici, da, foarte greu și cu consecințe foarte rele pentru România. Da, avem exemple destul de multe și la Buzău. Bun, domnul Stolojan, uitați-mi să vă dau totuși o replică. Lăsați că și PDL plus PSD au fost la un moment dat la egalitate love, la un an de zile și după aceea... din păcate. Așa mi s-a părut că un an, a durat foarte mult, deci nu mai puteam. Deci nu da, a fost o eroare a noastră, din păcate. Și după aceea v-ați... Deci a fost așa perioada asta de câteva luni, iubire în ghilimele, așa frumos, și după aia v-ați despărțit și așa cum a făcut și USL, numai că ăsta a durat aproape 2 ani. Din nefericire pentru România. Da. Adică lucrurile sunt ciclice și de asta vreau să vă întreb, că foarte multe atacuri pe care le-ați avut și astăzi în conferința de presă și în această emisiune, unele dintre ele, ca simplu cetățean, perfect justificate, vorbele de la modul cel mai sincer, dar dacă ne uităm așa un pic în spate, în istorie, cu politica asta mioritică, domnul Stolojan și noastră, știți foarte bine cum, câte permutări de 10 luate, câte 20, câte angajamente, câte divorțuri... Vă dau dreptate, dar haideți să ne gândim așa. Noi niciodată n-ați văzut Partidul Democrat Liberal încolonat pentru a apăra un infractor sau un membru a pus sub anchetă penală, cum a făcut PSD-ul cu Nicolescu la Argeș, condamnat definitiv, da? Cum a făcut PSD-ul la vremea respectivă cu Năstat, Duicu de la Mehedinți, da? Care e modelul aleșilor locali PSD, este președintele Ligii Aleșilor Locali PSD, domnul Duicu de la Mehedinți, ăla care acum este sub arest. Nici cu Falcă nu s-a făcut frontul? Falcă a fost pus sub o anchetă penală, s-a judecat și a fost declarat nevinovat. A fost declarat, dar înainte... Era lanțul... Noi nu l-am apărat niciodată. Au fost câteva declarații. Și apropo, domnul Stolojan, de tema discuțiilor din această campanie electorală pentru europarlamentare, care într-adevăr ar trebui să fie punctată pe proiecte concrete. Și cetățenii din această seară, mai ales având în vedere ultimele noastre dialoguri, din ultimele minute, poate să zic că da, domnule, că deviem. Nu deviem de la subiect, că suntem alături. Sunt invitați de la PDL care... sunt angrenați și se lasă angrenați în aceste discuții. Bun, se lasă angrenați, dar să știți... Rare ori am văzut, uite, de exemplu, Renate Weber a zis la un moment dat într-o emisiune, nu că fac concurență acum, electorală, dar a zis, dom'le, ne-ați chemat aici să vorbim despre ce? Despre tricoul lui Traian Băsescu sau despre tema de europarlamentare? Da, dar vedeți și PNL-ul și PSD-ul omit un lucru, și anume că
în Parlamentul European, la nivelul instituțiilor europene, se pune un mare preț pe valori europene. Ceea ce în România e o treabă mai complicată, vedeți? În România pare normal ca domnul Ponta să se ducă acum câteva zile pe malul mării să se strângă în brațe cu Mazăre, care e sub anchetă penală. Lucrurile astea, pe urmă, s-a dus de acolo tot la Prahova, cu domnul Cosma, care iarăși a văzut sub anchetă penală, b-a propus să fie ținut în arest și așa mai departe. Asemenea lucruri nu se întâmplă în Uniunea Europeană. Nu se întâmplă, adică lași justiția să-și facă treaba. Nu dai una ce înseamnă primul ministru care se duce să dea mâna, să-l ia în brațe pe un primar sau pe un președinte de Consiliul Județean în anchetă penală. Semnalul dat populației e confuz. Și atunci, sigur că ce înseamnă statul de drept? Pentru noi statul de drept, da, dom'le, trebuie să fie legea, toți egali. Ce fel de egal suntem când primul ministru se duce și îl susține pe un asemenea om care e sub anchetă penală? Lăsați-l în justiție, să spună justiția dacă e vinovat sau nu. Ori aceste lucruri cad foarte greu în Parlamentul European, în Comisia Europeană, în instituțiile europene. Suntem apreciați ca atare. Eu nu mai vorbesc de conflictul între președinte și prim-ministru, care e foarte rău pentru imaginea externă a României. Ce părere mai aveți despre președintele Traian Băsescu? Dom'le, e un om care a făcut foarte multe pentru România. În primul rând, independența justiției, care nu se întâmpla. Ce se întâmplă astăzi în justiția românească nu se întâmpla acum 10 ani de zile, pe vremea lui Năstase sau Iliescu, în care vă amintiți stenogramele de la PSD în care ministrul justiției întreba pe cine să dea dosarul sau nu știu ce. Deci ăsta este un atum mare. Sigur că au fost declanșate o serie de reforme care au avut o contribuție importantă din partea președinței. Amintiți-vă pactul pentru educație. Din păcate, iată, PSD-ul a strâmbat din nou această lege cu educația. Dar avem și nemulțumiri, mai ales în ultima vreme, pentru că a spus niște lucruri despre Partidul Democrat Liberal, care niște lucruri pe care noi nu le considerăm drepte. E partidul care l-a susținut întotdeauna pe președinte, cele două suspendări. Cine a fost lângă el? Partidul Democrat Liberal. Ori să spui acum că partidul acesta nu-l mai susține pe el sau s-a depărtat de reformele inițiate de dânsul, nu este un lucru adevărat și treaba asta ne doare. Domnul Stălojan, este foarte posibil, există câteva semne și așa dumneavoastră le știți mai bine, ca președintele Traian Băsescu să revină la prima iubire și să declanșeze ceea ce s-ar numi coaliția de dreapta. Și mă întreb direct, ați fi de acord cu o astfel de coaliție care să dea, evident, la sfaturile și îndemnurile președintelui Traian Băsescu prin negocieri, candidat unic pentru prezidențiale pe s-o dea pe Elena Băsescu, nu. Pe Elena Udrea? Nu. Categoric nu. Nu. Deci, după 25 mai, noi vom vedea care e forța reală a partidelor de pe partea dreaptă. Iar dacă comparăm ce candidați s-au anunțat pentru președinție, noi spunem și oricine face o analiză obiectivă, Cătălin Predu e deasupra. E deasupra lui Antonescu, indiscutabil. Antonescu, uitați-vă la el, un singur proiect. A fost șeful comisiei cu nou proiect de Constituție. Un eșec total, da? În Parlament e recunoscut ca unul din campionii de absenteism. Da? Dacă ne uităm la doamna Elena Udrea, nu se compară cu Cătălin Predoiu. Cătălin Predoiu are realizări certe. Realizări certe în sensul că, iată, dacă luăm numai această reformă a codului penal, codul civil, codurile de procedură, toată lumea spune acum că acestea sunt bune.
E, omul ăsta a demonstrat că poate să facă. Eu nu mai vorbesc că el provine din sectorul privat, unde a fost un avocat de succes, da? A intrat în politică fără să aibă nevoie să facă bani în politică, ci efectiv omul vrea să facă un bine. Doamna Elena Udrea, ea s-a remarcat ca ministru al dezvoltării împărțind bani, fonduri europene, da? Nu e o treabă complicată să împarți bani, să știți. O treabă complicată e să faci, iată, codul penal, codul comercial, să le treci prin Parlament, să le susții. Domnul Predoiu a demonstrat acest lucru în decursul mai multor ani. El a fost ministru al justiției în mai multe guverne. Deci, părerea mea că nu suportă comparație cu niciunul dintre candidații anunțați, chiar cu domnul Ungureanu de la Forța Civică. Ungureanu este un om educat, un om care n-ai ce să-i reproșezi așa, dar el nu... Bine, și nu poate fi introdus în ecuația asta. Da, nu, și ne uităm, da, a fost șeful ASIA, a fost ministrul afacerilor externe, dar n-am văzut proiecte începute de dânsul și duse până la... Dar cu alt candidat ați fi de acord? Tot așa, într-o aici, coaliție a dreptei. Aici, să știți, eu apreciez poziția domnului Cătălin Predoiu. El a spus foarte limpede: dom'le, eu m-am angajat în această competiție, dacă apare unul mai bun ca mine, fac un pas înapoi. Deci dânsul a avut o poziție foarte corectă. Dar deocamdată, dacă comparăm Antonescu, Elena Udrea, Ungureanu, Predoiu este deasupra lor. Mizați pe mai multe mandate, înțeleg, de, față de liberali? Da. Că o spun sondajele? Nu, pentru că acum sondajele, mă rog, unele sunt atât de caragioase încât pur și simplu PNL-ul a suferit lovituri foarte puternice, ieșirea de la guvernare la nivel central, plecarea unor membri, iată ultimul, Silaghi, care a fost ministrul transporturilor, deci este o destructurare în interiorul PNL-ului la ora actuală. Ori acum, în campania pentru Parlamentul European, în campania electorală, din păcate, prezența nu se anunță mare, acest lucru s-a întâmplat și nu numai la noi, și în alte state membre, și va conta foarte mult forța organizatorică a fiecărui partid. Ori aici, Partidul Democrat Liberal întotdeauna a fost un partid puternic. Domnul Preda, nu l-am văzut astăzi pe domnul Preda. Domnul Cezar Preda a fost la întâlnirea noastră de la ora 5, a luat și cuvântul acolo. Vorbeam de conferința de presă și de... Da, la conferință. A venit mai târziu, să înțeleg. Da, deci a luat cuvântul și a fost foarte bine primit de către toți. Da. Păi ce rost mai are? Nu știu, care a fost... Eu de fiecare dată am impresia că e un balet așa, știți? Tot domnul Preda conduce. Domnul Preda Cezar a avut o supărare și pe bună dreptate. Eu l-am rugat și astăzi să depășească. Și ce a zis domnul Preda? Să mai gândești. Știți cum este? Eu i-am spus așa, zic, și uitarea e înscrisă în legile omenești și iertarea păcatelor la fel e... Deci v-ați împăcat sau cum? Ziceți că... Noi suntem împăcați. Sunteți, dar cu toții, mai... așa, că la nivel nu, noi central. Noi suntem împăcați cu la nivel dânsul. Central, zic. Dânsul și-a exprimat sprijinul total și contribuția totală la această campanie electorală și sunt convins că va depăși și unele probleme care... Indiferent de rezultatele pe care le va avea la Buzău? Buzău la ora parlamentară. Bune. Va avea rezultate bune, Buzău. Da. Sunteți optimist, adică. Da. Într-un județ roșu. Da, să știți că am fost și la Brăila și la Târgoviște, unde am avut o anumită pierdere și am rămas impresionat de unitatea organizației. Da, adevărul e că ajută ceea ce se întâmplă pe plan național. Oh, ajută foarte mult. Bun, pendele. Minciuna, știți cum zice românul, are picioare scurte, nu poți să minți la nesfârșit. Uitați-vă, a ieșit comunicatul Institutului de Statistică, puterea de cumpărare e mai mică decât în timpul crizei. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc mult și sper să
când domnul Cătălin Predoiu va mai veni aici ca buzoian să fie și la dumneavoastră în studio. Da, cu siguranță va fi un lucru deosebit. Păi începe campania prezidențială imediat după 25 mai, așa că... Să vedem totuși dacă va rămâne domnul Predoiu. O, va rămâne. E cel mai bun. Nu contest că e cel mai bun în momentul de față. Nu și ca substanță, uitați-vă la dânsul. Domnule, ce să... Nu mai vorbesc că e și buzoian. S-a întâmplat ceva în zona dreptei fără girul lui Traian Băsescu? Acum așa, vorbim la final. Lucrurile sunt schimbate, sunt schimbate total. Nu mai... Adică ruptura e definitivă, să înțeleg? Nu, nu e vorba de ruptură. E vorba că Partidul Democrat Liberal, de exemplu, nu va mai accepta nimic impus. Noi, Cătălin Predoiu, a fost desemnat candidat prin votul a 130 de membri ai Partidului Democrat Liberal. Cum vă imaginați că ne putem duce în fața acestor 130.000 de membri cât au mers la vot și să le spunem, știți, am acceptat noi pe colțul mesei al candidat. Trebuie să avem argumente serioase să le explicăm de ce s-ar retrage Predoiu și ar apărea alt candidat. Păi cum s-a retras și Antonescu din USL? Adică în politică se întâmplă lucrurile astea. Câți au votat iubirea asta între PSD și PNL cu unicul candidat, Crin Antonescu? Mai e candidat domnul Antonescu? Mă provocați. Antonescu e cum e basma acela, împăratul Igon. Păi n-a fost acolo în partid. Așa ajungem la același lucru. Antonescu e împăratul gol. Cam basmă. Dar nu l-am mai văzut în ultima din păcate. Sigur, el are un anumit vocabular frumos, discursuri, dar e împăratul gol. Da. Bun. Trecerea la moneda euro, foarte pe scurt, domnul Stolojan. E o măsură binevenită că guvernul s-a angajat. Ceea ce trebuie făcut acum și scrie în platforma noastră electorală, trebuie ca guvernul împreună cu Banca Națională să facă imediat un program cu termene, cu etape, pentru că, de exemplu, cu doi ani înainte de a trece la moneda euro, România trebuie să intre într-un program de supraveghere, se cheamă mecanismul cursului de schimb. Deci cursul de schimb nu mai are voie să fluctueze foarte mult în anumite limite. Deci sunt anumite criterii de îndeplinit și pentru asta trebuie urgent un program încă de acum, Guvern, Bancă Națională, un program explicat oamenilor, dar este în avantajul României trecerea la euro. Vă mulțumesc încă o dată, domnul Stolojan, pentru prezență. Și încă de pe acum, nu știu dacă ne vom mai întâlni. Și eu vă mulțumesc. Să ne reprezentați cu cinste la nivel de Parlamentul European. Am spus, e clar că veți și avea încă un mandat. Da. Și eu îi rog pe cetățenii județului Buzău să aibă încredere în candidații Partidului Democrat Liberal și să voteze lista Partidului Democrat Liberal. Suntem în prima poziție pe buletinul de vot. Bun, mulțumim celor care au urmărit această ediție specială. Așadar a fost în studioul nostru fostul premier Teodor Stolojan. Eu vă urez o seară excelentă. La revedere!